Zi-mi ceva meciuri aranjate așa în decursul carierei? Ca jucător? Nu, nu, sau ca antrenor. S-a spus, ia, trebuie să dăm meciul, avem o obligație, avem o... Ca antrenor. Și ca jucător, eventual, nu? Nu, ca jucător era perioada în care existau reciprocități. Știți foarte bine, da, că exact. Existau reciprocități și cine nu le recunoaște înseamnă că... Minte. Vechea cooperativă. Cooperativă, cum se chema, existau. Am jucat în acea perioadă, înseamnă că am făcut parte din astfel de meciuri. Dar ca și antrenor n-a existat așa ceva. N-a existat. Nu, dacă s-a făcut ceva fără știrea mea, cu 2, 3, 4, 5 jucători, e posibil, nu pot să bag mâna în foc, dar să fac eu lucrul ăsta... Ai avut vreodată impresia asta că te-au trădat jucătorii? Da, da, da. Am avut-o. Și nu mă feresc să o spun, am și plecat de pe bancă la meciul respectiv. Care meci? Ia zi-ne. Acum e de domeniul trecutului. E de domeniul trecutului, s-a întâmplat acum 12 ani, la Poli Iași Vaslui, 1-3. Am plecat de pe bancă, nu că, nu știu cine m-a... Am simțit că atunci am fost trădat. Pentru... Tu erai la Poli. Da. Am fost rădat, nu pot să certific acum că a fost 100% și cine anume, sau și... cine anume, dar dădusem niște indicații foarte clare la anumite faze unor jucători și au făcut-o exact pe dos. Iar lucrul ăsta m-a făcut să plec de pe bancă și am zis că mi-a fost rău. Dar, Ce minut era? Când ai minutul 75 era. A, deci spre final. Spre final, da. De altfel, Pandurii a și câștigat, nu? Vaslui a câștigat 3-1, da. Bine, aveau și echipă mai bună. Vaslui? Vasluiu, Vaslui, da. A, ai zis Pandurii. Iași, Vaslui. S-am înțeles eu. Nu, Iași, Vaslui. Dar Vaslui avea echipă și mai bună. Clar, avea echipă mai bună. Așa am simțit în momentul ăla. S-ar putea să mă înșel. Eu spun, m-ați întrebat dacă am simțit vreodată, dacă am fost trădat. În rest, nu pot să spun. Nu am... Nici asta nu este o certitudine. Dar atunci am simțit și atunci a am plecat. A fost o bănuială. A suspectat. Fost o bănuială și am plecat de pe teren. Am făcut o greșeală că am plecat de pe bancă. Clar, a fost greșeala mea. Trebuia să rămân până la final pentru că nu poți să părăsești așa echipa. Dar s-a întâmplat și o regret și pe asta. Da, și înțeleg că ai motivat când ți-a făcut rău. Bineînțeles, n-am spus niciodată, n-am declarat niciodată că ce a fost. E pentru prima oară când vă spun dumneavoastră. Da, în Bulgaria, cât ai jucat în Bulgaria, ceva? În Bulgaria, da. Cred că în Bulgaria au încercat unii să facă la Dobrici. Cred că asta am povestit-o la un ziar în Dobrici după vreo 30 de ani. Așa? Aveam un meci Veliko Târnovo cu Dobrici. Jucam miercurea în Cupa României, în Cupa Bulgariei și sâmbătă în campionat, ambele pe teren propriu, cu aceeași echipă. Și conducătorii, după câte am înțeles eu, pentru că nu prea cunoșteam eu, nu știam bulgară aproape deloc, nu înțelegeam nimic. Cât ai jucat în Bulgaria, n-ai învățat. Am învățat destul de bine, dar în partea a doua, la Dobrici se vorbea mult românește și am învățat mai greu, mai puțin. Și conducătorii sau jucătorii celor două echipe au căzut de acord ca și în cupă să facem meci egal acasă și în campionat. Cu meci egal, noi nu aveam probleme cu retrogradarea în viitor, ei prindeau cupele europene. În cupă, meci egal ca să nu ne bată nimeni, că se juca și returul și mergeau ei mai departe. Și s-a făcut 1-1 în cupă, iar în campionat... Păi cum 1-1? Nu trebuia să califice cineva din cupă? Se juca și returul. A, era returul. Iar în campionat... Eu am zis că nu mă interesează, că mi-au spus și mie că trebuie să facem X, nu știu ce. Mă interesează, voi jucați, eu sunt aici să joc, n-am niciun fel de treabă, eu joc. Bine, joacă. Ei se salutau pe acolo, eu am dat 3 goluri, am bătut 3-0. Deci am avut o evoluție incredibilă, am dat niște goluri pe care nu știu dacă am mai dat vreodată în carieră, cu niște execuții de pe altă planetă. Iar... Ăștia se dădeau la o parte ca să dea gol și când au văzut că rezultatul a luat o avans așa de la pauză, din primele 30 de minute, de frica suporturilor, nu s-au mai dat la o parte și am câștigat meciul cu 3-0. Bineînțeles că returul la Târnovo nu m-a mai dus.
pentru că m-a lăsat antrenorul acasă, mă așteptau da. tâlhare acolo. Asta a fost o amintire plăcută pentru mine. Și neplăcută, și neplăcută pentru ei, da. Da. În rest, nu au existat astfel de... sau nu am știut eu așa, de așa ceva.